Mă întreb dacă ați citit procesul verbal de la ședința anterioară. Da. Dacă sunt probleme pe marginea, adnotări, ceva. Bun. Sunteți de acord cu procesul verbal? Da, corect. Abține, împotrivă, nimic. Convocarea cum e? În dosar. Aici. Nu, ăla. Dosarul în alt. Aici. Sunt lumina reflectoare. Ședința are la ordine de zi următoarele. 1. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul 2/2017. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivităților Ziua Comunei Berești Azleu și Ziua Fiilor Satului Tescani. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizațiilor demnitarilor, aleșilor locale, a salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Berești Azleu și din instituțiile subordonate Consiliului Local. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care fac naveta în Comuna Berești Azleu pentru luna iunie 2017. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului Modernizarea Serviciului Voluntar pentru situații de urgență prin dotarea cu utilaje și echipamente specifice în Comuna Berești Azleu, județul Bacău. 7. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abținet? Deci, în unanimitate de voturi, ordinea de zi este aprobată. Trecem la punctul 1 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul 2/2017, prezintă domnul Pavel. Deci, raportul de specialitate privind execuția bugetului local pe trimestrul 2/2017. Domnul Urban Dumitru, primarul Comunei, în calitate de ordonator principal de credite, Ivan Pavel, consilier, Mihai Cornelia și Ciobanu Viorica, referenți, în cadrul serviciului financiar contabil, am procedat la analiza executării pe anul 2017, trimestrul 2, pe baza datelor de bilanț și conturi de execuție, pentru care arătăm următoarele. Având în vedere ca bază legală legea numărul 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată cu prevederile OUG numărul 63/2010 și legea numărul 13/2011, articolul 49 alinea 12, potrivit căruia ordonatorul principal de credite are obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către unitățile deliberative, execuția bugetelor îndocumente pe cele două sesiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare și a veniturilor, astfel încât să nu se înregistreze plăți restante și venituri încasate să fie mai mari decât plățile efectuate. Doamnelor și domnilor consilieri, așa că, după cum bine cunoașteți din materialele și dezbaterile și aprobările anterioare, la nivelul administrativ teritorial al Comunei Berești Azleu, în anul 2017, bugetul local a fost aprobat la prevedere anuală în sumă de 13.430.000 de lei și în sumă de 7.051.000 de lei pe trimestrul al doilea. La partea de venituri și la partea de cheltuieli, prevederile anuale au fost de 13.684.000 de lei și în sumă de 7.343.000 de lei pe trimestrul al doilea. S-au realizat pe trimestrul al doilea venituri în sumă de 4.442.797.000 de lei, iar din prevederile 7.051.000 de lei, ceea ce reprezintă un procent de 63,01% și s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.807.134.000 din prevederile 7.334.000 de lei,
ceea ce reprezintă un procent de 51,91%. Pe cele două secțiuni, realizările se prezintă astfel. Secțiunea de funcționare total venită. Prevederile în trimestrul 2 a fost de 3.996.000, realizări în trimestrul 2, 4.073.712, realizările au fost într-un procent de 101,94%. La secțiune de dezvoltare total venită, 3.055.000, realizări 3.369.085 lei, un procent de 0,12%. Total venitul de la bugetul local, din care venitul proprii, 1.355.000 pe prevederi, realizări 1.537.952, ceea ce reprezintă 113,50%. La venituri curente, 4.290.000 de lei prevederi, 4.178.609. Realizări, procentul 97,38%. Secțiunea de funcționare total cheltuieli. 4.035.000 prevederi, realizări 3.438.050, un procent de 85,21%. Și la secțiune de dezvoltare total cheltuieli, 3.299.000 de lei, realizări 369.084, un procent de 11,19%. Bilanțul de conturi de rezultat patrimonial și execuția pe capitole la data de 30.06.2007 și se prezinte în anexele 1, 2, 3 și 4. Așa, după cum reiese din prezentarea făcută, veniturile bugetului local nu sunt realizate, dar pe secțiunea de funcționare ele au fost îndeplinite. Nerealizările sunt din secțiunea dezvoltare din finanțarea FEM, fonduri europene nerambursabile, în sumă de 2.675.000 de lei, pentru care există contracte de finanțare cu AFI pentru cele trei obiective: construire grădiniță în satul Turuleanu, reabilitare cămin cultural Tescani, modernizare de drumuri de interes local în satele Turuleanu și Coșoteni. Contracte ce au intrat în derolare, ce nu au intrat în derolare și nu s-au încheiat contractele de lucrări, deoarece procedura de achiziție în sistem electronic este greoaie, fiind începută din luna noiembrie 2016 și nefinalizată până la această dată. Bugetul nu necesită rectificare negativă a cheltuielilor pentru secțiunea de dezvoltare și funcționare. Pentru cheltuielile de bunuri și servicii și investiții angajate până la data 30.06.2017 nu se depășesc veniturile încasate, astfel încât raportul dintre veniturile încasate și plățile efectuate să fie pozitiv și nu se înregistrează plăți restante. Dacă... Mulțumim domnului. Și dacă sunt întrebări? Deci, bilanțul, după cum l-a prezentat, pare a fi destul de ok, în linii mari. Deci, dau o simplă explicație, că probabil nu ați înțeles acolo unde eu am spus că nu s-au realizat. Iar procedurile sunt foarte mici. Din următoare precizare, ele în capitolul prevederi au fost prinse ca derulă contracte semnate, aprobate și așa mai departe. Derularea lor, fiind greoaie, n-am făcut parte de realizări, acolo unde trebuie să cheltuim bani. Și de-aia procentele sunt așa cum sunt. Sperăm că în trimestrul 3, când mai prezentăm o dată execuții, închiderea execuției, atunci vor fi alte cifre. Da. Dacă mai sunt și alte intervenții. Când intrăm pe proiecte, adică efectiv în derulare. Alte intervenții? Dacă nu, îl supunem spre aprobare pe proiectul de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. Împotriva. Deci, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Prezentă? Ce ne-au adus? Pe bar. Am trecut doar asta. Deci, raportul de specialitate privind necesitatea de rectificării bugetului local pe anul 2017.
Deci domnul Tulpan Dumitru, primarul comunei Bereștasau, doamnelor și domnilor consilieri, vă supuneți spre analiză și dezbatere și aprobare echilibrarea bugetului local pe anul 2017, după cum urmează. Având în vedere baza legală, legea numărul 6 pe 2017 privind bugetul de stat pe 2017 și legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și cu prevederile ulterioare. Adresa școlii Comunei Bereștasau și Turluianu, numărul 1867 pe 2017, prin care solicită rectificarea bugetului de anul 2017 în trimestrul 3, și trimestrul 3, prin virări decretului la un aliniat la altul și la un articol la altul, în cadrul același titlu și același subcapitol, în cadrul aceluiași capitol, pentru plata cheltuielilor de personal, bunuri și servicii, învățământ și suplimentarea finanțării complementare de la bugetul local pentru momentele transport cartelor de drag. Da, deci. Adresa OCPI Bacău numărul 6297 din 8-6 pe 2017 pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistemică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, în sumă totală de 122.000 de lei, din care 15.000 de lei aferente contractului de finanțare numărul 8786 pe 2016 și 107.000 de lei pentru finanțarea serviciilor în anul 2017. Necesitatea suplimentării bugetului pentru plata cheltuielilor cu achiziții de bunuri și servicii pentru închiriere două utilaje respectiv, un excavator pe șinile de 14 tone, cu operator, pentru 250 de ore de funcționare la tarife de 140 de lei de oră și un excavator pe șinile de 21 de tone, cu operator, pentru 250 de ore de funcționare, tarif 185 de lei pe oră, pentru executarea lucrării de colmatare pe putru strâmba Turluianu Bereștasau, în valoare totală de 97.000 de lei. Organizarea Zilei Comunei, pachet de, cu artiști cumulat cu foc de artificii și instalații de sunet și lumini, în valoare de 45.000 de lei. Organizarea Zilei Comunei, pachet, aceea, de două ori. Organizarea Zilei Fiii Satului Tescan, pachet de artiști, în sumă de 5.000 de lei. Necesitatea suplimentării programului de investiții pentru anul 2017, în sumă de 48.000 de lei. Implementarea proiectului Modernizare SBS-ul, prin dotarea cu utilaje și echipamente specifice, în sumă de 14.000 de lei, cu finanțare de la PADR, pentru demararea procedurii de depunere proiect. Nu credeți că costa investiții de 14.000 de lei. Așa. Extinderea rețelei de 380 pentru alimentare pe energie electrică la Siena Bereștasau, în sumă 34.000 de lei. În temeiul articolul 36, alineat 4, litera A și articolul 45, alineat 2, articolul 48, alineat 2 și 115, alineat 1, litera B, articolul 117 din legea 215 pe 2001, privind administrația publică locală republicată cu competențele și modificările ulterioare, propune aprobarea suplimentării programului de investiții pentru 2017 în sumă de 46.000 de lei, din care cu finanțare din buget local ce cuprinde următoarele obiective. Poziția 700206, obiective de investiții noi, în valoare de 34.000 de lei, din care rețea, extinde rețea 13 volți pentru alimentare cu energie electrică Scena Bereștasau, în sumă 34.000 de lei. Poziția 8C, capitolul 610205, alte cheltuieli de investiții în sumă 12.000 de lei, din care dotări independente 12.000 de lei, din care modernizarea SBS-ului prin dotare cu utilaje și echipamente specifice în sumă de 12.000 de lei. Aprobarea echilibrării bugetului local pe 2017 prin suplimentări, utilizarea fondului de rezervă și vârierea decretului la un articol la altul, de la un aliniat la altul, din cadrul același titlu și capitol, după cum urmează. Aici e o chestiune de tabelară în care ar trebui să vă prezint exact modul cum se transferă sumele de la un capitol la altul. Dacă credeți că este necesar, eu o fac. Dacă nu, trecem mai departe și ne ducem la
punctul 3, aprobarea utilizării fondurilor de rezervă pe anul 2017 și trimestrul 4, în sumă de 197.000 de lei și suplimentarea bugetului local conform prevederilor la punctul 2, din care suma de 4.000 de lei de la capitolul 650204 și articolul 20.06.01, finanțarea complementară de la bugetul local pentru abonamentele cadrelor didactice, din care pentru Comuna Berești Azor, Școala Gimnazială Berești Azor, suma de 2.500 lei și pentru Școala Gimnazială Turbeanu, 1.500 lei. La punctul 4, aprobarea rectificării bugetului local învățământ privind mirări de la un fel la altul, la un capitol la altul, de același titlu și capitol pentru titlul unui cheltuieli de personal și titlul 2 bunuri și servicii, după cum urmează, aceeași chestiune tabelară cu plus și minus, lei dintr-o parte în alta, care n-ar vrea să vă arătesc timpul pentru a citi toate chestiunile astea. Aprobarea rectificării bugetului local prin virări de credere la un anumit la un articol la altul, în care la același titlu și de la un capitol la altul pentru titlul unui cheltuieli de personal, în vederea aplicării HCL 46/2017 privind salarizarea conform legii 153, după cum urmează, asta va fi următorul punct pe care o să te prezint. Dar până atunci, dați-mi voie să mă duc să adun niște anexe. Mulțumim domnului Riban Faler pentru prezentarea hotărârii privind rectificarea bugetului local, dacă se întâmplă greu. Formatare. Vârâul ăsta să mai intră în atribuțiunea Consiliului Local. Da. Adică nu s-a intervenit în investiția deja existentă, ci am continuat. Iar asta, conform legii, intră în atribuțiunea Consiliului Local. De asta nici prevăzut. Da, mai ales că după, a venit după inundații, după inundații din iulie, ea e prinsă și în raportul către prefectură și către ISU. Da. No, sperăm să primim o parte din bani, deci noi am mers deja pe vreo 4 km, 3 700 km, 3700 de metri, în care pe ISU sunt prinse 1500 de metri. Sperăm să vină banii pentru intervenția de la guvern, pentru reabilitarea obiectivelor de studiu. Dacă e o stilă, abilitate de studiu, e laborioasă, pentru că el... Da, dar uite că s-a și dovedit. Adică s-o discutăm și la diverse, dar s-a dovedit eficiența acum la primele inundații care au urmat destul de masive. Adică ploi chiar zdrave. Da. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Deci, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de unii rectificare a bugetului local, anul 2017, este aprobat. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivităților Ziua Comunei Berești Azlău și Ziua Fiilor Satului Tescan. Prezintă? Eu. Da, așa cum am discutat în ședințele anterioare, am inițiat un proiect de hotărâre prin care vrem să organizăm cele două sărbători comunale, una sărbătoarea comunei, Ziua Comunei Berești Azlău, și a doua Ziua Fiilor Satului, deja aflat la a cincea ediție. Având în vedere expunerea de motive, numărul 4261 din 2807-2017, din care reiese oportunitatea organizării activităților culturale artistice Zilei Comunei Berești Azlău și Ziua Fiilor Satului Tescani, raportul compartimentului de specialitate numărul 4260 din 2807-2017, raportul de avizare favorabil la comisiilor de specialitate ale Consiliului Local numărul 4266 din 28-7-2017, în temeiul articolul 36 alineatul 6 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală,
republicată, modificată și completată, propunem. Articolul 1. Se aprobă organizarea activității culturale-artistice zilele Comunei Berești Brăzlău pentru data de 19-20-2017, pe parcursul la două zile. Articolul 2. Se aprobă organizarea activității culturale-artistice Ziua Fiilor Satului Tăscan pentru data de 10-9-2017. Articolul 3. Pentru desfășurarea activităților, de la articolul 1 și articolul 2, se aprobă finanțarea cheltuielilor din bugetul local, de la capitolul 51.02.01.03, articolul 20.30.30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, în limita sumei de 50.000 de lei. Mulțumim, domnul primar. Dacă sunt intervenții. Deci am, ca să fim o mică explicație la cele două activități pe care noi le organizăm de 10 ani încoace, 11 la zilele comunei. Am căutat să mergem pe un, pe un fond cât se poate de mic, dar cu artiști mai mulți. Mergem pe două zile la, la zilele Comunei Berești. Prima zi fiind destinată, în primul rând, copiilor, tineretului și artiștilor în devenire, locali, în special. Am gândit-o ca o zi, mai bine zis, o după amiază și o seară a tinerilor, dar la care, bineînțeles, participă și eu și adulții, pentru că e vorba de copiii noștri și e vorba de formațiile care activează în comuna noastră, respectiv formația de dansuri, interpreții, precum și soliștii individuali care vor face acest spectacol. Eu așa îl văd ca un spectacol al celor care vor să se afirme și care va fi urmat de o seară de discotecă cu un foc de tabără, mă rog, o chestiune destinată mai mult tinerilor și mai ales celor din localitate. Vor veni pe lângă cei din localitate, vor veni și câteva formații de din preajma noastră, de la Sânduleni, eventual de la Scorțeni, și vor întregi o seară, o zi a tineretului, cum ar veni. Urmând ca duminică să fie spectacolul propriu-zis, cel mare, cu artiștii pe care o să-i i-am discutat și pe care o să-i vedeți pe afișe cât de curând. Și sperăm să fie o zi în care să fie la fel de frumoasă ca și cele trecute, poate chiar mai frumoasă. Cam asta. La Tescanul coincide cu zi de Moinești. E ziua fiilor tescani, care vrea să fie fiul al Tescanului. Nu putem să... La Moinești. La Moinești au pe 7-8. Nu. Nu, aici e 9. Noi am zis să mergem pe 20. Era pe 8. 20, pentru că Sfânta Maria e pe 15 și hramul, în regulă, și hramul religios se ține pe 20, atunci mergem în tandem cu cele două. Și la fel, la Tescan la fel, e pe 8, e Sfânta Maria. Și atunci mergem pe 10 ca să fie duminică. Da. Mulțumim, domnului Martur Pandulicu. Dacă mai sunt propuneri, nu mai sunt. Deci supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind organizarea activităților Ziua Comunei Berești Brăzlău și Ziua Fiilor Satului Tescan. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre este aprobat. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizațiilor demnitarilor, aleșilor local, a salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Berești Brăzlău și din instituțiile subordonate Consiliului Local. Prezintă domnul Ivan Pavel. Deci, raport la proiect de hotărâri privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației, din aparatul de specialitate a primarului Comunei Berești Brăzlău și a salariului de bază a secretarului Comunei Berești Brăzlău, a demnitarilor publice, primar și viceprimar și aleșilor locali consilieri.
Domnul Turpan Dumitru, în calitate de primar și coordonator principal de credite, Riban Pavel, consilier și Mihai Cornelia, referent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Berești-Azlău, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilier, vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare stabilirea salariilor de bază pentru funcționare publici personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale administrații, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Berești-Azlău, precum și salariul de bază al secretarului Comunei Berești-Azlău, după cum urmează. Având în vedere legea numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 492/28/6/2017, a fost publicată legea cadrul 153 pentru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a cărei prevederi intră în vigoare cu data de 1.07.2017 și care abrogă, printre altele, legea cadrul 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. În conformitate cu prevederile articolului 11 aliniatul 1 din legea menționată, salariile de bază ale funcționarilor publici, personalul contractual, din cadrul familiei ocupaționale administrației, din aparatul proprie al primarului, se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local, coeficientul maxim fiind cel al viceprimarului comunei, respectiv, în cazul nostru, coeficientul este 4. Pentru funcționarii publici și personalul contractual, din cadrul, acum vă citesc din lege ca să explicăm puțin acest coeficient, familiei ocupaționale administrației, în aparatul propriu din primării și Consiliul Local și din serviciile publice sub ordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local, în urma consultării organizațiilor sindicale după caz sau instituțiilor reprezentative la nivel de unitate, a reprezentanților salariaților, urmând ca stabilirea salariului noi să realizeze de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor articolului 25 din legea cadru referitoare la limitarea sporurilor, compensațiilor, adauzilor, premiilor și indemnizațiilor și altor drepturi. Potrivit articolului 3, alinea 4, privind gestionarea sistemului de salarizare, ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază, soldele de funcție, salariile de funcție, soldele de grad, acolo unde este cazul, salariile gradului profesional deținut, gradațiile, indemnizații de încadrare, indemnizații lunare, sporurile și alte drepturi salariale în bani și în natură, prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații în condițiile legii, astfel încât să se încadreze, ce este foarte important, în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. Proiectul de hotărâre are în vedere atât principiile sistemului de salarizare stipulate în articolul 6, precum și criteriile de performanță stipulate în articolul 8 din legea cadrul 153/2017, așa cum sunt ele prezentate după cum urmează. La punctul A. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționare publici și personal contractual în vederea promovării performanței individuale, respectarea principiilor care stau la bază sistemului de salarizare prevăzute de lege, care se enumără principiul egalității, principiul nediscriminării, principiul egalității, principiul importanței sociale a muncii, principiul stimulării personalului în sistemul bugetar, principiul ierarhizării, principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilității financiare, ceea ce am spus de buget, și principiul publicității. Stabilirea salariilor de bază printr-o ierarhizare a posturilor având la bază următoarele criterii generale. Cunoștință și experiență, complexitate, creativitate și diversitatea activităților, judecata și impactul deciziilor, responsabilitatea coordonare și supervizare, dialogul social în comunicare, condiții de muncă, incompatibilități și regimul special. Diferențierea salariilor de bază pe funcție, grade și trepte și gradații conform legii. Modificările aduse la legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată cu modificări și completări ulterioare, prin legea 140 din 16/6/2017,
pentru modificarea articolului 128 din Legea Administrației Publice, care 215/2001, în care se stipulează că, în sensul creșterii responsabilității funcționarilor publici și personalului contractual în ceea ce privește aprecierea necesității și oportunității adaptării și emiterea actelor administrative, atrăgând răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condițiile legii, a salariaților privind întocmirea, semnarea, contrasemnarea și avizarea actelor administrative specifice administrației publice locale. Creșterile salariale ce se acordă și altor familii ocupaționale, conform prevederilor articolului 38, sunt prezentate în legea 153/2006/2017. Salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale administrației, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Berești-Stazlău și din serviciile publice nesubordonate, se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexe la hotărâri, cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare. Articolul 3 aliniat 1 din legea 153/2017 prevede că gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite. Potrivit articolul 11 aliniat 4 din legea 153/2017, nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a viceprimarului comunei, exclusiv majorări pentru îndeplinirea proiectelor finanțate din fonduri europene rambursabile, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. Conform articolul 7, litera E din legea CAR, sus amintită, venitul salarial al personal din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele unde este cazul, salariile de funcție, salariile gradului profesional deținut, gradațiile, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare după caz, compensații, indemnizații sporurilor, majorări, adauzurile primilor și premiilor, precum și alte drepturi în bani sau în natură, corespunzătoare fiecarei categorii de personal din sector bugetar. Pentru funcția de viceprimar al Comunei Berești-Stazlău, indemnizația lunară se determină în conformitate cu articolul 13 aliniat 1 și articolul 38 aliniat 2, litera C din legea cadru, respectiv prin înmulțirea coeficientului din anexa 9 la prezenta lege, cu salariul de bază minim brut pe țară aflat în plată la această dată. Pentru anul 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat este de 1450 de lei, reglementat prin HG numărul 1/2017. Urmând ca indemnizația lunară viceprimarului Comunei Berești-Stazlău să fie de 5.800. Pentru celelalte funcții și salariile de bază și coeficienții aferenți sunt stabilite astfel încât venitul lunar al salariatului să nu depășească indemnizația viceprimarului. Funcțiile de demnitate publică alese și a organelor din cadrul organelor autorității publice locale, la poziția 14 din anexa 9, primarul Comunei Berești-Stazlău, care are locuitorii cu peste între 5.000 și 10.000 de locuitori, are coeficientul 5. Indemnizația primarului Comunei Berești-Stazlău este stabilită începând cu data de 1 iulie 2017 și este în sumă de 7.250 de lei. Poziția 26 din anexa 9. Viceprimarul Comunei Berești-Stazlău, la populația între 5.000 și 10.000 de locuitori, are coeficientul 4 de ierarhizare. Indemnizația viceprimarului Comunei Berești-Stazlău este stabilită începând cu data din 1 iulie 2017 în sumă de 5.800 de lei. Potrivit articolul 16, alinia 2, indemnizația lunară ale președinților, vicepreședinților, consiliilor județenii și a primarilor, comunii și a tuturor unităților administrative teritoriale, care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, se majorează cu 25%. Indemnizația de consilier local reprezintă, conform legii cadru 153, un coeficient de maxim 10% din indemnizația primarului, respectiv 725 de lei. În conformitate cu nomenclatoarele și ierarhia funcțiilor în administrația publică locale, prevăzute
în anexele 8, capitolul 1, litera și punctul 4, este necesară stabilirea salariului de bază pentru următoarele funcții care există în statele de funcții. Nomenclatorul și ierarhizarea funcției din aparatul propriu al primarului Comunei Berești-Vaslui. Articolul 15. Personalul care necesită activitate de control financiar pe o perioadă exercitată de acestea beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. Stabilirea salariilor, începând cu data de 1.7.2017, pentru funcțiile demnitarilor publici, primar și viceprimar și aleșilor locali, consiliere, a funcțiilor de execuție în aparatul de specialitate a primarului și personalul contractual sunt prezentate în anexele 1, 2, 3 și 4, pe care o să vi le dau citire imediat. Vreau să duc până la bun sfârșit încheierea raportului și după aia revenim asupra anexelor. În ceea ce privește un punct foarte important din legea 284, din legea 153 pe 2017, legea cadru, este transparența veniturilor salariale. Potrivit articolul 33, alineatul 1, toate autoritățile și instituțiile publice numerate la articolul 2, alineatul 1 și 3, vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în perioada 31 martie, 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor autorități și instituțiilor publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoare. La punctul A. Salariul de bază, indemnizația de încadrare și indemnizația lunară după caz. Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adauzelor, primilor, care și a premiilor eligibile pentru fiecare funcție în parte, precum și baza legală de acordare a acestor. Valoarea anuală a voucherilor de vacanță, care începând cu data din 1 ianuarie 2018, ordonatorul de credit este obligat să privată în bugetul de venituri și cheltuieli la anul 2018, contravaloarea unui voucher de vacanță, care este la nivelul unui salariu minim de anul 2018, plus contravaloarea a două salarii minime pe economie pentru criteriile de masă. Asta vom vedea ce se întâmplă după 1 ianuarie 2018. Orice alte drepturi în bani sau natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestea. Orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salariat, precum și baza legală a acestea. Deci, nerespectarea prevederilor la aliniatul 1 atrage răspunderea contravențională a conducătorului unității sau instituției publice, în care se acționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei. Deci, această transparență a legii salarizării și acolo unde primarul comunei, ca ordonatorul principal de credit, prin putere deliberativă, care este Consiliul Local, ori anual și ori de câte este nevoie să va interveni pe această grile de salarizare și așa mai departe, prin acordare de prime, sporuri sau reducerea lor. Deci este și o chestiune de acordat și a retrage anumite în funcție de bugetul prevăzut la capitolul cheltuieli de personal. O să mă duc puțin pe partea de anexă și o să vă spun exact cum stau lucrurile la ora actuală cu o mică precizare. Deci, de la 1 iulie 2017, nivelul stabilirii salariilor de bază brute se fac de la următoarele referințe. Deci, să stabilesc în plată cele care au avut un existent la 36-2017, întrucât ele au fost prinse într-un exercițiu financiar contabil la partea de cheltuieli salarizare în bugetul 2017. Pe lângă partea cealaltă, ordonatorul de credit, pe criteriile stabilite sau prin reducerea sporurilor, deci ele au fost să acordă într-un cuantum maxim, prin legea 153, de maxim 30%. Noi am limitat aceste sporuri la 15%. Deci prin și am beneficiat de 30% prin cele două sporuri care au fost legalizate de către instituții abilitate în acest sens pe chestiuni de periculozitate, vătămare corporală, sistem IT, unde electromagnetice și așa mai departe.
Deci, în acest caz, așa cum prevede și legea 153, am limitat limita acestor sporuri la 15%. Dar condiția pentru care unitățile administrative teritoriale, în funcție de mărimea lor și stabilirea coeficientului de realizare, au fost limitați la veniturile indemnizații servicii primarului, noi am coborât acest nivel și acordând și principiile care sunt la baza legii 153. Muncă egală, drepturi egale, am ridicat puțin partea de jos a administrației, unde era o discrepanță mai mare între cei care erau pe 30-a, 6-a, mult mai sus și nu puteam acorda, Doamne, ce rămâne. Și atunci noi am stabilit niște grile de salarizare pe care le reușim în anexele respective. Vreau să nu știu dacă înțelegeți, să nu fac în chestiuni de calcul acum, ca să intru în apropozinea cum s-au calculat pe baza acestor coeficiențe mulțit cu salariul minim pe economie de 1450, acordare deci școlului de 15%, în care să rețin impozi și așa mai departe. Eu să vă explic, așa cum spune în legea 153, stabilirea salariilor brute, în care să vă reține impozitele, CAS-ul, impozitul pe salariu și așa mai departe. Tot ce ține de ereție. Deci încep cu anexa 1, care va fi anexă la acest raport de specialitate și spune așa, anexa 1 la hotărârea Consiliului Local, pe care se aprobă indemnizația demnitarului începând cu 1.7.2017, conform după cum urmează. Domnul Tulpan Dumitru, în calitate de primar al comunei, cu populații între 5.000-1.000, atât de grijă să nu scadă populația sub procentele astea, că un primar dintr-o altfel de aia nu ia cât viceprimarul la vedești. Deci, indemnizația este de 7.250, la care se adaugă un spor de 25% legal, stabilit prin legea 153, fără comentarii ale Consiliului Local sau alte puteri, și este brut de 9.063 de lei. Indemnizația vicelui primar cu același număr de locuitori la o comună cu același număr are coeficient 4.5800, bază în care nu mai poate înainta absolut nimeni, la care se adaugă 25%, așa, și suma salariului brut este de 7.250. Mergem mai departe și mergem la ceilalți de sub viceprimar, în care avem o singură funcție de conducere, care este în persoana al domnului secretar al comunei, domnul Lovin Ivanel, care s-a plafonat săracul la 5.800 de lei, fără să mai poată să fie în față. Nu vă, o să vă citesc și chestiuni comparative, dacă vreți, dar nu are sens să mă bag în calcul așa. Domnul Hriban Pavel, deci 5.800 de lei limitat. Domnul Mihai Corneliu Mihăiță, 5.336, eu aici vă spun și pe familie ocupațională ceea ce reprezintă. Funcțiile de conducere, domnul secretar, funcțiile de execuție în care eu beneficiez un scor de 10% pentru viză de control preventiv, adică pe ce facem cheltuiele aici la primărie. După aici este domnul Mihai Corneliu Mihăiță, care este consilier superior cu atribuțiuni pe care domnul primar le apreciază cu tot ceea ce facem noi aici, 5.336. Și este la ultima gradație, deci vorbesc de persoane care sunt la ultima gradație. Măciucu Vasilică, la ultima gradație, salariu brut 5.336. Lovin Ionuț, 4.836, consilier superior. Creangă Cosmin Vasile, 4.836. Vladaru Jana, 4.836. Riban Norica, 4.169. Mârza Solomon Ioan, 3.855. Am terminat cu cei care sunt consilieri superiori cu studii superioare. Mergem jos la referenți care au de la cel mai înalt grad de referent superior, Rusu Costică, 3.835, Ciobanu Viorica, 3.835, Mihai Vasile, 3.835,
Dulcescu, trecem la poliția locală. Dulcescu Aurel. Știm că la polițiștii locali se acordă o normă de hrană pe care noi am ținut-o pe tot parcursul anului, care este în sumă totală de 720 de lei, care nu se impozitează. Deci Dulcescu Aurel, 2468. Motoca Răzvan Ionuț, 2468. Ioanca Costel Adrian, 2468. Bobeică Deaconu Vlăduț, sau Vlad, 2335. Și Grigoraș Daniel, 2335. Mergem la familia ocupațională, contractuat în cadrul aparatului de specialitate, care așa aprobă salariile, începând cu 1.7.2017. Doamna Mihai Cornelia, se menține la același, la aceeași contribuție, 5.619, în care are și Valeru, 2.668. Dospinescu Mitică, 2.668. Dospinescu Rodica, 2.668. Grigoraș Maricica, bibliotecar, 3.168. Românescu Sorin, 3.335. Doru Ionel, 3.335. Creangă Maria Mirabela, 2.755. Și Poroș Nicoanca Liliana, 3.058. Deci eu v-am citit salarii brute. Acum, ca să fac un calcul pentru fiecare cutia, fiecare mână, deci, maxim 3.300 pentru un consilier superior, 2.600 pentru cei de sub consilierul superior, 4.000 de lei domnul secretar, 3.900 brut. 3.900 și eu și ceilalți în funcție de cum. Deci, asta este deocamdată partea legală prezentată de legea 153, care nu-ți dă voie să înaintezi și cu alte venituri. Nu vorbesc de salarii. Toate veniturile care le poți câștiga că ești cumulate în aceeași instituție, nu trebuie să depășească indemnizația viceprimarului. Acum, de la anul, ne rugăm să crească indemnizația viceprimarului. Înțelegeți? Noi am primarul. Da, niciodată trebuie să există o chestiune procentuală. Crește dacă crește salariul minim, nu? Ei, acum am făcut următorul calcul, ca să discutăm. Deci, dacă de la 1 ianuarie crește salariile obligatorii cu 25% în sectorul bugetar, iar depășim indemnizația viceprimarului și atunci dacă te limitează tot timpul la indemnizația viceprimarului, automat tot ce se va aproba în lege sau printr-o ordonanță, te limitează aici. Da, sperăm să vedem despre ce este vorba. Ce este foarte important din această lege, prin acordarea salariilor puțin majorate, că așa este pentru anumite chiar consistent majorate, prin aducerea celor care au fost cu salarii mici la o anumită uniformizare pe principiu muncă egală, drepturi egale, asta a fost la legea salarizării, dar există o mare responsabilitate, calitatea muncii, care în acest moment va avea cu totul și cu totul altfel de interpretare. Cred că fiecare după implementare va avea puțin de asistat la anumite reguli interne. Asta a fost prezentarea mea, dacă vă interesează ce luați net în mână. S-au dublat la consilier, de exemplu, 5.528 de lei va fi o indemnizație netă din aia, după urma rețineri, că acum se fac rețineri pe toate principiile, sănătate, impozit și ASE. Deci, viceprimarul va avea 5.000 de lei, net, domnul primar 6.250 de lei, net, plus, sunt ceea ce este și normal. Deci, după 1 ianuarie, dacă se vor introduce contribuțiile angajatorului în sarcina angajatului, deci atunci vor crește limitele de referință ale impozitării și să nu, deci oricum îți va lua din ce ai câștigat față de
prin regulă. Se ia mai puțin. Scade impozitul de la 16 la 10, scade, nu? Da, aceasta este prezentarea. Dacă vreți să puneți întrebări. Da. Două salarii care, nu știu, sunt cam mici. Mi se pare la șoferul de pe camion și la Doro. De pe... Dar știți ce? Nu, asta e părerea mea. Dar știți de ce? Când e calamitate, buldo și cu mașina. Când e iarnă, buldo... O limită în care deci, pe, familia, poate... pe familia ocupațională. Chiar aici am ținut foarte mult să... și astăzi am discutat cu domnul contabil, exact și pe tema asta. Păi am mărit de la 1900 la 2400. Adică m-am ținut cont și de chestiile astea, nu care am mărit. E o limită în care te poți încadra, nu poți să angajezi, să dai bani. Când aici nu dai bani după... E poate o premă, s-a alea sunt alea și da. V-am spus, regula de calcul este mult mai amplă. S-a acordat un scor de 15% și la ei care nu era prevăzut, adică 15% pentru jurnalist. Da. Eu vreau să intervin un pic ca să lămurim lucrurile, ca să nu fie, adică să nu avem niciun fel de... Deci lucrurile sunt, le-am luat ad literam după lege. Bineînțeles că legea îți permite și permite Consiliului Local să intervină și să de aia să și spune că se aprobă de către Consiliul Local salariile respective. Este este orientativ în sensul că am încercat să facem această încadrare pe patru categorii în care sunt, în funcție de responsabilitățile fiecăruia, salariile, așa cum ați auzit, nu sunt bătute în cuie pe viață. Ele pot să oscileze, acum să fie salarii mai mari, noi tot prin hotărâre de Consiliu Local în care se vine cu justificare clară că funcționarul X nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu sau că funcționarul X chiar și pe poate ați auzit și ați ascultat bine raportul, chiar un comportament neadecvat față de populație, față de cetățean, îl duce la o scădere, noi putem să luăm decizia asta și pe parcursul anului, la o scădere a salariului. Deci iată aici o chestiune care mie mi se pare extraordinar de importantă, aceea de a valorifica potențialul fiecărui funcționar, dar în același timp să nu există acea bătaie pe piept că pe mine, eu sunt intangibil, mie nu poate să fac pe nimeni nimic. Și ceea ce zic eu, că va duce la o creștere a calității. E bine să îi recompensăm pe oameni atât pentru munca lor, dar în același timp să fim și atenți la calitatea muncilor. Pentru că de foarte multe ori aici noi suntem deficitari, în primul rând cei din funcționarii din aparatul primăriei, sunt deficitari la modul de comportament, la modul de eliberare la timp a actelor, de solicitudine față de cetățean. Și iată că acum a venit vremea ca, într-adevăr, acest Consiliu Local să ia decizii și pecuniare, adică poate să și atingă acolo unde este cazul, în același timp să recompenseze acolo unde iarăși este cazul și, într-adevăr, unde sunt chestiuni de efort în plus, unde se pot da prime, se pot da niște sporuri care să le acordăm pentru merite deosebite. Dar nici nu putem să... Adică nu putem să echilibrăm. Nu poți să faci niciodată chiar un echilibru în schimb. Putem să fim foarte atenți fiecare și din comisia din care faceți parte să primiți sesizările oamenilor, le aducem la cunoștința Consiliului Local și, domnule, uite, funcționarul X, Y, nu se compă. Uite, are... Noi o să facem și un tabel. O să facem niște indicatori de calitate, de performanță, pe care o să-i, o dată, să le aducem la cunoștința fiecărui funcționar public și, în același timp, să fie și la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul primăriei sau prin publicare la nivelul gazetei noastre. Deci cam astea sunt lucrurile. În modul ăsta poate există, adică dacă ați sesizat anumite inadvertențe sau anumite funcții pe care le considerați prea mici, prea mari, puteți să le aduceți la cunoștință, însă și aici trebuie să ne limităm, să ne încadrăm în,
pentru o anumită bază de calcul, că așa nu putem, pentru ar fi discriminatoriu ce ar fi. Am însemnat ca primarul, băi, cui, da, are ochii mai frumoși și da, mai mult, nu se poate așa ceva. Adică trebuie să ne încadrăm în niște limite rezonabile. Și în același timp să respectăm și bugetul aprobat pentru pe parcursul anului, pentru că degeaba dăm salarii mari și nu ne ajunge planul. După aia există altă regulă, deci ca să te încadrezi într-un buget pentru salarii, singura chestie este să faci reduceri de personal. Deci dacă te afli în situațiile astea în care nu ai acoperire financiară față de ceea ce intervii în interiorul UNA, și noi am fost economi, de fiecare dată am avut prevederi pentru tot ce se poate întâmpla în interiorul UNA. Dacă nu s-au cheltuit bani așa cum erau ei prevăzuți pe legea 284 și tot ce se petrecea, treceam fondul de rezervă, îl utilizam în anul următor. Deci tot timpul n-au fost deficitari la capitolul de posturi și la capitolul de salarii pentru personal. Da, adică și acolo, în statul de funcție, există și posturi care sunt vacante, dar care deocamdată nu sunt utile. Vor putea fi utile în perioada următoare, sau poate unele posturi sunt supra... Dacă ați... Și mai poți angaja. Ați asistat acum, la prezentarea bugetului pe anul 2017, așa cum a fost el structurat, pe capitolul 10, pe cheltuielile de personal, pe cheltuielile de bunuri și servicii, pe chestiunile de investiții, la televizor și în presă apar tot felul de chestiuni în care spune majorarea salariilor personal din instituțiile publice s-a făcut prin diminuarea sumelor de bani din programul de investiții și cheltuieli materiale. Nu. Deci la Berinștal Zulău, deci bugetul a fost așa prezentat, iar încadrarea pe care v-am făcut-o acum, v-am făcut-o în această situație și chiar cu anumite economii. Nu s-a atins absolut niciun alt capitol, ca să zicem că luăm de la investiții sau luăm de la bunuri și servicii și aducem către salarii. Nu. Din fondul de salarii am rezolvat și această problemă a salarizării și în același timp ne-au mai și rămas. Ne-a limitat cu chestiunile de încadrări, că sunt blocate până la... Care pot fi folosite exact pentru ce spuneam mai înainte. Pentru stimularea unora care pot, adică lucrează și încă își aduc aportul chiar mai bine decât. Da, dacă aprobăm, de exemplu, prime, nici alea nu trebuie să depășească... Orice de-am pus. Da. Deci, încolo, deci nu... Ori am ei fără viceprimar și vizilele primar, ori mai de nou. Și atât situație. Dacă nu avem viceprimar, dăm la primar. Nu e. Dar primarul poate acorda, în condiții excepționale, pentru ceea ce consideră că trebuie rezervat un fond de premiere anual în limita a 5% din fondul de salarii, ca o rezervă care stă la dispoziția ordonatorului de credite și poate acorda, nu într-un mod subiectiv, într-un mod obiectiv. Bineînțeles, cu avizul Consiliului Local. Cu avizul Consiliului Local. Anumite chestiuni, nu știu dacă noi o să facem chestiuni de fonduri de rezervă încă. Prezentarea proiectului și îl supunem la vot. Cine este pentru? Ia să te știu. Împotrivă? Ridică? Se obține cineva? Deci, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizațiilor demnitarilor aleșilor locale a trecut. Și trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării transportului carelor din Dacție, care fac naveta în comuna Berești-Azlău pentru luna iunie 2017. Rog să-mi dați voie, vă prezint. Ca președinte al Comisiei de Cultură, Sănătate. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a carelor didactice care fac naveta în comuna Berești-Azlău pentru luna iunie 2017. Primarul Comunei Berești-Azlău, județul Bacău, având în vedere prevederile a 105, alineatul 2, litera F, ale art 275, ale art 34, alineatul 14, din legea numărul 1 pe 2011 a Educației Naționale, având în vedere prevederile articolului 4 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 3753 pe 2011, privind
aprobarea unor măsuri transitorii în sistemul național de învățământ, având în vedere prevederile articolului 1 din instrucțiunea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului numărul 2 pe 2011, privind decontarea navetei cadrelor didactice, având în vedere hotărârea numărul 44 din 18.07.2017 a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala Gimnazială Berești-Tazlău și hotărârea numărul 35 din 3.07.2017 a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala Gimnazială Turbeanu, în temeiul articolului 45 din legea 215 pe 2001, privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, propun 1. Se aprobă decontarea cheltuielor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar care fac naveta în comuna Berești-Tazlău, cheltuieli de deplasare aferente lunii iunie 2017, școala gimnazială Berești-Tazlău în cuantum de 1.764 de lei, conform tabelului anexă la hotărârea numărul 44 din 18 a 7.2017 a Consiliului de Administrație, în limita sumelor alocate. Articolul 2. Se aprobă decontarea cheltuielor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care fac naveta în comuna Berești-Tazlău, cheltuieli de deplasare aferente lunii iunie 2017, școala gimnazială Turbeanu, 134 de lei, conform tabelului anexe la hotărârea numărul 35 din 3.07.2017 a Consiliului de Administrație, în limita sumelor alocate. Acesta este proiectul de hotărâre. Dacă aveți întrebări, ne lămuri. Deci, conform legii, este drept să primească. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielor de transport este aprobat. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului Modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență prin dotarea cu utilaje și echipamente specifice în comuna Berești-Tazlău de Tubacă. CVSU-ul ăsta are un salar mai mic. Măcar să le dăm utilaje. Deci, prezint proiectul de hotărâre, având în vedere referatul întocmit de șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Berești-Tazlău, cu numărul 4258/28/7/2017 și aprobat de conducătorul instituției, hotărârea Consiliului Local numărul 25/5/2015, prin care s-a aprobat participarea Comunei Berești-Tazlău la înființarea grupului de acțiune locală Ulmus Montana, expunerea de motive a primarului Comunei Berești-Tazlău numărul 4259 și raportul de avizare al comisiilor de specialitate al Consiliului Local cu numărul 4269, propune articolul 1. Aprobarea accesării și instrumentării proiectului Modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență prin dotarea cu utilaje și echipamente specifice în Comuna Berești-Tazlău, județul Bacău, în cadrul GAL Ulmus Montana. Articolul 2. Necesitatea și oportunitatea accesării derulării prezentului proiect constă în obținerea unor fonduri destinate dezvoltării Comunei Berești-Tazlău prin achiziția unei auto speciale pentru incendii. Articolul 3. Beneficiarii acestui proiect sunt un număr de 5346 locuitori ai satelor Berești, Boșotene, Metiș, Pițacă, Românești, Tescan și Turuianu. Articolul 4. Consiliul Local Berești-Tazlău și angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioadă de cel puțin 5 ani, de la data la care investiția a fost dată în exploatare. Articolul 5. Persoana desemnată ca reprezentant legal al proiectului este domnul Procon Dumitru, primarul Comunei UAT Berești-Tazlău. Articolul 6. Prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus pe aprobare în ședința Consiliului Local al Comunei Berești-Tazlău, în ședința ordinară din luna iulie 2017 și va fi adus la cunoștința publică conform legii. Câteva precizări înainte de a intra la discuții. Este vorba de
Deci prin Gallo Moscontana, fiecare UAT are dreptul la să facă, să acceseze un fonduri în valoare de 51.000 de euro. Prin proiectele pe care se depun în cadrul Gallului, ne-am gândit că o soluție pentru, sau un moment propice pentru noi ar fi să achiziționăm un astfel de utilaj, o auto specială, pe care să o folosim atât la incendii, deci e vorba de o auto specială care are în jur de 5.000 de metri, de litri de apă, de intervenție rapidă, dotată și cu motopompă și, mă rog, cu, inclusiv cu anexe, da? Cu accesorii, în așa fel încât să putem interveni, o să avem o prima intervenție, Doamne ferește, să nu avem incendii. Adică asta ar fi cel mai fericit caz. Dar pentru intervenții de prima, în prima fază, până când apar pompierii specializați, să putem să intervenim. Aici nu necesită încadrare, probabil, decât poate un, încă un angajat în cadrul serviciului voluntar pe care să putem să-l stimulăm. Deci nu neapărat cu angajat permanent. Șoferul, care poate să fie și șeful serviciului de voluntar de urgență, pentru că și aici putem, vom fi imediat puși în situația în care actualul șef al serviciului se pensionează și atunci la încadrare putem să încadrăm cu condiția să aibă toate permise de conducere și în același timp el să poată să fie și șef, dar și, și executant. Tot e un ideea de a folosi eficient un astfel de utilaj. Am gândit că e bun și pentru decolmatarea fântânilor, a curățarea străzilor, adică putem să-i dăm o utilitate mai mare, în așa fel încât nu să-l uităm undeva într-un hangar acolo și să ne luăm în joc de investiții. Deci să putem să folosim și pentru alte necesități ale comunei. Dar putem să transportăm apă în cazul în care nu avem secetă și așa mai departe. Cofinanțarea este, sperăm noi să fie zero, pentru că în cadrul Galului, deci am spus, partea de finanțare a proiectului este de 51.000 de euro și sperăm să obținem prin achiziție un utilaj care să se încadreze în această sumă. Adică ele sunt destul de scumpe. În schimb, Galul fiind mare, sunt mai multe comune care vor să acceseze astfel de utilaje, nu numai acesta, și altele. Dar atunci când se merge la pachet, și ofertanții la suprem. De scădere, de discount. Da. Da, mulțumim. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, mulțumim domnului primar pentru prezentare. Și supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului modernizarea serviciului voluntar. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Deci, în unanimitate, proiectul este implementarea proiectului. Am ajuns la ultimul punct, probleme diverse. Vă rugăm. Da, aici aș interveni tot eu pentru o bază de discuții pe care să o putem avea și așa cum procedăm de fapt la fiecare ședință, amintim puțin din lucrurile pe care le-am făcut și din ceea ce urmează să facem în așa fel încât la ședința următoare să vedem dacă ne-am îndeplinit și proiectele pe care le-am propus. În primul rând, vă pot aduce la cunoștință că în sfârșit s-a cam ne apropiem de final cu achiziția de pentru cele trei proiecte de fapt două proiecte de finanțate prin fonduri europene, respectiv construirea de grădinițe la Tuluian și reabilitarea căminului cultural de la Tescani, o procedură de achiziție extraordinar de îmbuțită prin procedură, achiziția respectivă o avem din ianuarie, din decembrie, de fapt am început-o.
și abia am reușit să o ducem la capăt cu toate verificările și paraverificările vapului și, mă rog, modul foarte greu de rezolvarea achiziției. Dați seama că pentru fiecare neclaritate se solicită sau solicitat clarificări prin SEAP, o dată la două săptămâni o nouă ședință și tot așa am reușit să umplem, cred că, o magazie bună de hârtii, de dosare, pentru o achiziție. Pe 3.200 de dosare. Adică deja s-a ajuns, nu știu, cine va trebui să, adică când, nu cine, că știm cine va trebui să ia decizia, dar la nivelul guvernamental trebuie gândită neapărat simplificarea acestei proceduri, pentru că se pierd fonduri europene, se pierd niște bani pe care nu-i mai întâlnim peste câțiva ani. Este jalnic și noi am tot încercat să aducem la cunoștința celor competenți să ia decizii, în schimb cam greu se aude. Deci e vorba de cele două proiecte pe care, în sfârșit, la grădiniță s-a terminat. Acum sperăm să nu, că nu avem și contestații, pentru că iar ne mai ducem o jumătate de an. Sperăm. În legătură cu drumurile, tot din cadrul proiectului pe fonduri europene de la Turuianu și Boșoten, acum suntem în procedură de achiziție pentru proiectul tehnic. Când se va termina cu proiectul tehnic, va începe procedura de achiziție pentru lucrări. Deci iată, iar niște timpi morți. Noi am încercat și am făcut apel și la AFIR și la CERFIR să se simplifice procedura în sensul de a merge la pachet proiectare cu execuție. Dar, din păcate, iarăși o găselniță a procedurilor de achiziții care nu-ți permite acest lucru. Și trebuie să faci procedură, trebuie să stăm două luni pentru atât durează o procedură de achiziție pentru proiect, după care proiectul, execuția proiectului și pe urmă achiziția pentru lucrări. Da. Tot în procedură, acum am început procedura pentru achiziție pentru GAL, aici sperăm lucrurile să meargă mai repede. Deocamdată suntem la partea de consultanță care să facă și proiectarea, proiectul tehnic și să depunem direct proiect tehnic fără să mai facem un SFR. În cadrul PNDL-ului, dacă poate o parte dintre asta știți, mi s-au aprobat trei obiective destul de mari. E vorba de înființarea rețelei de apă în satele Berești, Azlău și Curuianu, înființarea rețelei de canalizare în satele Berești și Curuianu, care se ridică la aproximativ 200 de miliarde de lei bani vechi, vorbesc, și reabilitarea căminului, în reabilitarea dispensarului uman de la Tescani, în valoare de 1 miliarde. Eu vorbesc în bani. Mai bine. Deci, iată încă trei proiecte pe care foarte rapid trebuie să le și pregătim, în sensul că trebuie să pregătim studiile de fezabilitate pentru rețele de apă și canalizare și DALIU pentru dispensar, ca până la 30 noiembrie să le avem predate, după care până în 31 decembrie să fie și semnate contractele de finanțare. Aici va fi o luptă destul de acerbă, pentru că trebuie să găsești oameni capabili care să facă asta. Vă dați seama că aici e vorba de studii de fezabilitate, e vorba de avizele care sunt prinse în certificate de urbanism, deci e de lucru puternic, adică e de mișcat foarte rapid și sperăm să avem și proiectanții cu care, de fapt, noi am ținut legătura cu cei care ne-au făcut anexa 3 și solicitarea de fonduri pentru PNDR. Pentru noi era mai comod dacă primeam fonduri poate pe școli, dar e foarte necesară și sunt foarte necesară și investițiile astea, mai ales că în Turuianu va merge probabil aproape în paralel cu drumul, cu asfaltarea, modernizarea drumului. Și dacă prindem cam în același timp cele două lucrări, numai bine prioritizăm, facem întâi drumul la Boșoteni, timpul ăsta să facă rețeaua de apă și canalizarea la Turuianu
Și atunci Turbianul va fi acoperit din toate, pe toate componentele. Apă, canal, asfalt. Și, bineînțeles, grădiniță. Aia mai nu-i nu, poate să fie, ca să este... De asemenea, iarăși vreau să vă mai spun că, ca și ofuri, se desfășoară acțiunea de cadastru sistematic, care iarăși este inclus în niște legi dintre astea care te doare minte, nu mai știi. Deci, cadastrul ăsta sistematic, deja am parcurs o prima etapă când, de anul trecut, când a fost cadastrate și măsură, scris în carte funciară partea de, de extravilan din, din Tescai. Acum, o lege intervine și ne obligă să facem partea de cadastru cu prioritate acolo unde există investiții naționale, adică proiecte naționale, cum sunt Transgazul. Da. Ceea ce mie mi se pare cu niște semne de întrebare destul de mari, în sensul că probabil acolo au intervenit niște interese, să nu le spun, nu, nu sunt cărcotași și nici nu vreau să fac sau ajung niște prezumții, dar este prea vizibil, pentru că odată ce legea îți te obligă să prioritizezi astfel de sectoare, într-un sector dintre ăsta există imobile în care există partea de intravilan și partea de extravilan, cum se merge pe șurină, cum se zice, cadastristul ar trebui să măsoare numai partea de extravilan. Partea de intravilan este în 50 de metri de la drum. E, omul are curtea nu numai la 50 de metri, are și la 80, la 100 de metri. Și atunci, automat, e fragmentat proprietatea, ceea ce e deja de domeniul minții absurde. Dacă face cadastru în zone dintre astea, cel care face lucrarea, cadastrist, nu, nu este plătit pentru că a făcut, nu a făcut numai extravilan, a făcut și intravilan. Și nu se plătesc. Cine face muncă patriotică, nu știu. Și la noi, cele două sectoare în care sunt... E rețeaua de... E un sector în zona Prisaca-Ienăchești, Prisaca și unul în zona Ienăcheștiului, cât până iese din, din localitate. Și am sunat la, la București, mi s-a spus că, într-adevăr, dacă e intravilan, nu se plătește. Bun, atunci cine face asta? Cum să închei contractul cu o firmă care nu-i plătită? Dacă te duci către, că, numai pe extravilan, adică să luăm alte sectoare care conține numai extravilan, n-ai voie că încalci prevederile legii, că ai obligația să mergi pe sectorul unde este conduct. Da. O să luăm legătură, să facem o, să facem o, o apelare către ANCPI și către minister, să vedem. Noi propunem soluționarea de legală, pentru că altfel nici nimeni nu-ți vine să facă muncă patriotică și în același timp se pierd niște bani care la rând, pe urmă, ești întrebat de ce s-au pierdut bani și nu se face măsurătoare cadastrală, că este plătit la avocat. Da. Așa cum vă spuneam, am avut în perioada, în ultima perioadă, ultimele 3 săptămâni, două evenimente de inundații, una de fapt cu vijelia de la, de la Tescan și Boșoteni, care ne-a făcut destul de, ne-a dat destul de lucru. Au fost smulși arbori din, din pământ, au fost mici distrugeri, spre norocul nostru nu au fost distrugeri de de imobile și de vieți omenești, în schimb, na, ne-a dat lucru cu, acest, cu această masă de noastră, plus câteva șiruiri la, de drumuri la Tescan și Boșoteni. A venit a doua fază zilele trecute, când iarăși ne-au distrus drumul de la Turluianu și o parte din drumul de din Berești-Azlău. Noi am intervenit cu utilajele proprii și cu cei doi de care spunea Viorel că
sunt negrătății salariale și sunt și eu de acord cu chestia asta, adică acum am adus-o totuși la un punct bun. Dar prin intervenția directă am reușit să cam acoperim. Acum e nevoie de un... Am solicitat un cilindru compactor și un autogradă ca să putem să le dăm forma cât de cât normală drumurilor respective. Ce rugăminte am este să depistăm de fiecare dată locurile în care s-au produs astfel de evenimente și să le raportăm la timp. Pentru că rapoartele, un raport se face maxim 24 de ore către ISU, către prefectură, către organele de abilitate, în așa fel încât să raportăm daunele și putem în felul acesta ori să primim ajutoarele respective și să ajutăm cetățenii care o parte dintre ei sunt asigurați, au bunurile asigurate, dar nu vor putea face o solicitare de fonduri decât dacă au și sunt prinși în raportul nostru. Deci dacă știm că o casă a fost afectată sau, eu știu, indiferent de natura, ori o transmiteți, ne-o transmiteți rapid, în așa fel încât comisia să se deplaseze la fața locului și să prindă raportul de constatare a pagubelor evenimentului respectiv, pentru că, de ce să nu spunem, și acele fonduri din fondul de intervenție ale guvernului sunt de multe ori binevenite, pentru că am face noi intervenția noastră, dar intervenția asta fără motorină, fără ore de timp de lucru efectiv al utilajului, se pot face așa, numai bătând din palme. Și în același timp și conștientizarea oamenilor că există și aici priorități. Nu pot să intru pe o ulicioară în care, eu știu, se circulă cu pasul, înainte de unui drum principal. Deocamdată cam atât și vă stau la dispoziție cu alte... Nu știu dacă preotul de la noi l-a dus la cunoștință în biserica mea, în Verișu. Da, am prins un raport, da, am prins... Nu, n-am mai spus nimic, deci poate... Da, aici va trebui închiriat un utilaj și o macarală de înălțime și pe un meseriaș care să... Da, cât tablele alea... E preotul, nu, am înțeles, dar nu am văzut noi. Păi nici n-am anunțat, nici... Nu, noi am anunțat, pentru că este și raportul de... E cam ieșit la prinsie și probabil... Nu. Am constatat, am văzut despre ce e vorba și... Da. Nu se duce acolo. Să ne slujim. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt... Reabilitarea drumurilor care s-au făcut cu... Nu cu bolsa, cu buldozer care au fost acum, am participat și eu, am o sesizat acolo și vicii era din față, în dealul Abuz acolo, voia să băgăm niște pământ cu boldo la adăpat acolo și era vorba să ducă niște balastru. Pentru că problema este ce am sesizat eu pe asta. El când vine, apa e clar că mai șerloiază. Dar aici, drumul ăsta, pe la Spiridon, la deal, până unii s-au dus balastru, până la ieșirea viilor, el chiar dacă mai vine și mai spală un pic, dar drumul este perfect. S-a întâmplat de am fost și cu buldozerul anterior, s-a nivelat bine drumul ăla, el șerloiază mai ușor. Dacă se poate duce balastru, de la terminarea viilor, viții, știi, și pus un pic de balastru până în deal. Exact, ce spuneam mai înainte, mergem pe prioritizare. Adică, deocamdată, să ne rezolvăm problemele de aici, iar drumurile de deal care sunt, da, până acum erau numai de pământ și pline de șanț. Așa, în principiu. Da, da, o să revină rândurile, rezolvăm și să vină și poate și poate acolo. Problemă cu circulația asta la noi, acolo, în zona mea, pe acolo, băieți ăștia tineri, îi jalim ei. Ar trebui făcut ceva, o limitare de viteză sau să punem niște șmecherii de alea. Sau limitare de viteză de 50. Ceva trebuie să le facem. Niște semne, ceva. Da, o să anunțăm. Niște semne circulații sunt pe acolo. E luna asta, restul lumea aia. Un panou de abertură, de asta ar fi o lipată. Dacă vin, domnul... vin băieții la elevatul public, domnul primar,
prea o prioritate la băieții, că au venit din locuiești, e Dubai acolo, și mi-am luat oxigen aici, s-au prospectat creierul cu oxigen. Da, da, pe rând, domnul Ghilibac. Poftim. Am anunțat. Problema cu iluminatul. Atât, da? Da. Domnul Ioș. La noi ar mai trebui două becuri pe stradă. Dacă se mai poate așa ceva. Ce ești cu becul sau la? Lampă pută cu bec. Alte probleme la care mai sunt? Are sunt toate să bun. Programul pentru zilele Beneștiului cu copiii. Mai vorbim, mai întâlnim, mai discutăm. În discuție, da? Da. Da, păi o să ne întâlnim, o să avem întâlnire la școală, da. Și cum o vedem în studiu. Da. Eu nu pot veni în săptămâna asta despre teatru, adică cealaltă, dar la urmă nu cred că da. O și o echipă. Da, și domnul director este școala de vară, săptămâna următoare. Da. Școala de vară, da, e săptămâna viitoare și atunci numai bine și se pot face, se poate împropi și programul cu copiii. Ne-am amintit, apropo de Grasul, ne-a rugat de niște sponsorizări, dacă mai găsim, sau pentru școala de vară, pentru copii, pentru... Dacă se oferă ceva, noi să căutăm prin Enăchești, fiecare să se orienteze cumva. Da. Da. Nu mai sunt alte probleme. Mulțumim și încheiem ședința. Vă mulțumim pentru participare. Mulțumim și mulțumim.